te întrerup puțin, e un nou termen în procesul dintre Cristi Băureanu și polițiștii cu care a fost un scandal. Haideți să ascultăm declarațiile. Laura, în aceste momente, Cristian Băureanu și Laura Dincă au ajuns la noua înfățișare care are loc în cazul dosarului de ultraj, în care Cristian Băureanu este acuzat că ar fi lovit un agent de poliție cu genunchiul în zona inghinală. După cum spuneam, înfățișarea continuă și astăzi. În înfățișările anterioare, unul dintre polițiști implicați direct în accident, este vorba despre Dorin Iamandi, ar fi cerut despăgubiri de 50.000 de euro daune morale. De altfel, la o altă înfățișare, ce a avut loc în urmă cu aproximativ două luni, Laura Dincă a izbucnit în plâns în cadrul sălii de judecată și a trebuit să iasă afară pentru a se liniști câteva momente. Noi vom rămâne aici și vom încerca să aflăm noi detalii despre acest proces. Laura? Scuze, era o informație de ultimă oră, o știre în desfășurare. De fapt, de fiecare dată când a avut loc un nou termen în cadrul acestui proces, s-a lăsat cu anumite dezvăluiri despre scandalul respectiv. Le vom afla cu siguranță de la colegul meu Vlad Mogoș și declarațiile le vom urmări când Laura Dincă și Cristi Băureanu ies din sala de judecată. De la poliție trecem la detectivi.